portretul perfect al vedetelor nu mai este acum doar un țel greu de atins, ci o dorință care se poate îndeplini oricând. De câte ori nu te-ai gândit cum ar fi să ai un surâs strălucitor și plin de șarm, exact ca al actorului sau al actriței tale preferate. Specialiștii în estetică dentară spun că acum se poate cu ajutorul fațetelor dentare. Doctorul Moi Flightman din Israel este unul dintre adepții fațetelor și a răspuns afirmativ la invitația membrilor AMSPPR de a veni să vorbească medicilor români despre utilitatea fațetelor dentare în cadrul Congresului Internațional Clasic și Modern în Medicina Dentară. Cred că în ziua de astăzi fațetele nu reprezintă numai un tratament cosmetic sau estetic. Eu tratez un pacient cu fațete chiar și pentru a face o reconstrucție. Pentru mine fațetele reprezintă cel mai frumos și conservator tratament de care dispunem astăzi. Fațetele nu pot fi comparate cu nimic. Acestea reprezintă cel mai natural tratament pe care îl putem oferi pacientului. Pentru succesul unui tratament cu fațete dentare, ocluzia este unul dintre factorii determinanți, spune medicul. O ocluzie necorespunzătoare putând duce la eșec. Eu cred că ocluzia este cel mai important lucru pentru a avea un tratament de succes, deoarece ocluzia în stomatologie trebuie să fie exactă. Dacă ocluzia este bună, atunci și tratamentul are șanse să dureze foarte mult în timp, mai mult de 20 de ani. Iar dacă ocluzia nu este bună, vei avea un eșec. Se pot strica fațetele și se pot înregistra și probleme ale gingiei sau chiar probleme parodontale. Iar cauzele acestor afecțiuni nu pot fi fațetele, ci ocluzia. Dacă medicii înțeleg ce înseamnă ocluzia, atunci nu vor fi probleme. Dacă te întrebai cum reușesc starurile să arate perfect pe covorul roșu și să își asorteze ținutele extravagante cu zâmbete perfecte, acum știi secretul lor. În plus, află că fațetele nu intră într-o categorie exclusivistă de care se pot bucura doar vedetele, ci în ziua de astăzi sunt la îndemâna oricui. When are the veneers indicated? Când sunt indicate fațetele? Întotdeauna. Cu ajutorul fațetelor se pot rezolva aproape 90% din cazuri și de aceea și pacienții adoră fațetele și își iubesc zâmbetul rezultat după aplicarea acestora. Sunt sănătoase, naturale și cred că tratamentul este mai puțin invaziv. Nu trebuie să distrugi tot dintele, ci doar o mică parte din el și apoi reconstruiești cu fațete. Cu coroane se distruge mai mult din suprafața dintelui, iar eu de aceea încerc să folosesc în cazurile mele clinice fațete și să evit coroanele. Doctorul Flightman spune că preferatele lui sunt fațetele laminate din porțelan. Atunci când vorbim despre fațete, vorbim despre metoda indirectă. Cele mai populare fațete astăzi sunt cele laminate din porțelan și există foarte multe tehnici care pot realiza aceste fațete. Doar estetica este diferită. Ceea ce este frumos pentru mine nu este neapărat frumos și pentru pacient. Cel mai important lucru este ceea ce își dorește pacientul. Astăzi culoarea contează foarte mult. Dacă vrei niște dinți albi, cum ar fi albul american, pe care eu îl iubesc destul de mult, îl poți obține cu ajutorul tehnicii CAD-CAM, care nu oferă o gamă multicromatică, ci este mai degrabă unicromatic. Fațetele directe se fac de obicei din rășini compozite, iar astăzi compozitul poate fi cu mult îmbunătățit și se poate obține cu ajutorul acestuia un caz foarte frumos, deoarece se poate lucra la culori, dar eu personal sunt adeptul fațetelor laminate din porțelan. CAD-CAM este un sistem foarte bun care a intrat destul de puternic pe piața stomatologică. Este o metodă foarte rapidă, dar marea lui problemă este că are o singură culoare. Nu este multicromatic, cum ar fi cel mai bine pentru estetică. Dar sunt sigur că se va schimba foarte mult această metodă pe viitor și va fi mult mai ușor să facem fațete. Despre medicii români crede că încep să descopere misterele esteticii dentare și că le va fi cu siguranță mai ușor să aibă acces la informația de ultimă oră în acest domeniu datorită Dental TV. Este a cincea oară când vin în România să predau. Prima oară am venit acum 7 ani. Cred că acum medicii din România încep să descopere noua era stomatologiei și este un lucru foarte bun atât pentru ei cât și pentru pacient. Nu știam că există în lume o televiziune ca a dumneavoastră. Cred că va fi perfectă pentru toată lumea, pentru noi dentiștii, pentru pacienți, ca să înțeleagă ce se întâmplă în ziua de astăzi în medicina dentară și pentru a ști ce să le ceară medicilor la cabinet. Cred că este o idee excelentă, deoarece totul se rezumă la comunicare și o televiziune este foarte importantă. Ați avut o idee excelentă să faceți asta. Felicitări! You have a very, very good idea to do that. Editul tău